de la prima explozie a bombei atomice care a avut loc aici, în Hiroshima, au trecut, nici bine n-am intrat, că deja am un nod în gât privind fotografia aceasta. Bomba de la Hiroshima, cunoscută și sub numele Little Boy, a fost detonată de la 600 de metri deasupra orașului. A fost cutremurător de-a dreptul. Una dintre cele mai grele experiențe din viața noastră, putem spune. Și de fapt aceasta este singura structură care a rămas în picioare. Și pe cine am găsit noi aici? Un supraviețuitor. Acesta e și motivul pentru care Hiroshima sau Nagasaki sunt locuite astăzi, pentru că se vede foarte frumos orașul, altă perspectivă, superbă imaginea asta, mai ales că suntem în centrul orașului. Am înțeles de ce plita e fierbinte. Salutare! Salutare tuturor! De pe acoperișul hotelului nostru din Hiroshima. Cu greu m-am lăsat convinsă să vin aici, recunosc. N-a fost pe lista mea neapărat, însă a fost pe lista lui Ion. Imaginea din spatele meu este dovada vie că acest oraș a renăscut din propria cenușă și astăzi e cunoscut în lume drept orașul păcii. În momentul în care am fost la Pearl Harbor, acum 2 ani de zile, am și filmat vlog acolo, cumva mi-am promis că o să vin și aici, în Japonia. Nu o să ajungem și în Nagasaki, dar să vedem și partea, latura cealaltă a războiului. Probabil că vă întrebați cum am ajuns aici. Ei bine, am luat trenul din Kyoto până în Hiroshima. Trenul de mare viteză, o să vedeți într-un alt vlog experiența noastră, dar ne-a luat aproximativ o oră și 40 de minute, distanța fiind de 350 de kilometri aproximativ. Da, a ieșit soarele, s-a mai încălzit puțin în Japonia, dar mie mi se pare fabulos cum arată orașul acesta. Eu îmi imaginam că e ceva micuț, că nu vom vedea zgârie nori, clădiri atât de înalte, un oraș atât de dezvoltat și de cosmopolit. Deci seamănă foarte mult cu Osaka, o constantă imagine asta în tot ceea ce înseamnă Japonia. Dar unde ne-am cazat? Ei bine, într-un hotel fabulos, situat chiar în centrul orașului Hiroshima. Ne aflăm pe rooftopul lui, pentru care plătim 60 de dolari pe noapte. Este cea mai accesibilă cazare de până acum din Japonia. Condițiile sunt excelente și cred că are 4 stele, dacă nu mă înșel. Tragem aer în piept și mergem să cunoaștem și această pagină din istoria nu doar a Japoniei, ci a omenirii. Apropo, de curând am urmărit și filmul Oppenheimer. Mi-a plăcut foarte mult și m-a marcat, adică a fost așa un preview a ceea ce urmează să neapărat să trăim sau să vedem, să cunoaștem despre omenire în general. Nu o să ne fie ușor să filmăm acest vlog, dar o să ne străduim să vă arătăm Hiroshima de astăzi la adevărata ei valoare. Avem mare noroc cu acest hotel pentru că este situat foarte aproape de principalele obiective sau, mă rog, cele care ne interesează pe noi. Avem de mers câteva minute pe jos și deja se văd cireșii înfloriți în față. Cred că e unul dintre primele orașe din Japonia unde înfloresc, prima dată înfloresc în Okinawa. Și asta prin luna ianuarie. Oricum am fost mega, mega norocos și ați văzut și voi ce imagini cu cireși și am surprins. Yay! Din Kyoto, da, între timp Ion și-a mai revenit. Revenit a fost puțin hater, acum a revenit la sentimente mai bune și a dat seama iubesc că Japonia, Japonia este fabuloasă. Pentru noi a fost destul de dificilă și acomodarea cu fusul orar, ne-a dat peste cap, nu prea am dormit în primele zile. Nu m-am bucurat de experiență, recunosc, în prima perioadă. Niciunde în lumea asta eu nu am întâlnit un respect atât de mare pentru semeni, pentru oameni în general, dar un respect care vine din educație și, nu știu, natural, adică nu e nimic forțat. Mă refer aici poate la restaurante sau la locurile turistice în care de obicei se așteaptă bacșiș. Oamenii sunt drăguți doar pentru că așteaptă bacșiș. Aici toată lumea, peste tot, este de o finețe extraordinară. Cel mai educat popor probabil de pe planetă, nu știu.
Mai vedem că mai avem niște țări de descoperit în lumea asta. Toată Japonia este împânzită în perioada asta de cireși înfloriți, de sakura, de imaginea asta și așa de frumoasă. Și încă ceva, toată lumea aici, că vorbim de bărbați sau de femei, e îmbrăcată la costum. Și mă gândesc că asta nu ține neapărat de natura jobului, ci e o formă de respect pentru conceptul de muncă, pentru ideea de job. Mă gândesc că nu toată lumea probabil că are o funcție de conducere încât să poarte această ținută mai oficială. Sigur că există multe locuri în care nu găsești informații în limba engleză, cum e acum. Pentru asta trebuie să scanezi un QR code, dar de multe ori, că ne întrebați cum ne descurcăm noi în astfel de situații, să știți că folosim Google Translate și are o acuratețe destul de bună. Mai exact, cred că se numește Google Lens. Da. Prima noastră oprire este Peace Memorial Park, o zonă construită prin anii 1950 în memoria celor ce au fost afectați atât în mod direct cât și în mod indirect de bombardamentul de pe data de 6 august 1945, atunci când Hiroshima, ca oraș, a fost șters de pe fața pământului. O să ajungem imediat și la muzeu, dar ne-a atras atenția acest ceas, care este denumit ceasul păcii și ne spune că de la prima explozie a bombei atomice care a avut loc aici, în Hiroshima, au trecut 28.738 de zile, iar de la ultimul test nuclear, 938 de zile. 6 lei de persoană ne-a costat intrarea în acest muzeu și am mai plătit încă 6 lei pentru un audiobook. Prima încăpere care ne face cunoștință cu istoria orașului este de fapt o expoziție de fotografie prin care vedem Hiroshima înainte de bombardament. Așa arăta casele tipice din lemn pe care le-am văzut și în Kyoto și domul care este singura clădire care a rezistat bombardamentelor și pe care o putem vedea inclusiv astăzi. Chiar la intrare în muzeu este amplasat un ceas setat la ora 8:15 atunci când a avut loc explozia. Nici bine n-am intrat că deja am un nod în gât privind fotografia aceasta copiilor nevinovați. Oare câți dintre ei au supraviețuit? Și la doar câțiva metri de imaginea orașului dinainte de bombardament, avem imaginea orașului de după bombardament, mai exact la câteva luni, așa arăta centrul. N-a rămas absolut nimic. Și acum cred că urmează cea mai dureroasă parte a acestei incursiuni, să vedem fotografii din acele momente. Fotografii cu victime, fotografii cu momentul de după explozie. De exemplu, aceasta a fost făcută pe data de 6 august la ora 11 dimineața, adică la 3 ore distanță. În dimineața zilei de 6 august 1945, sirena a sunat. Cu toate astea, cea mai mare parte dintre localnici a ignorat sunetul pentru că erau familiarizați. Aproape în fiecare dimineață suna pe măsură ce avioanele americane zburau deasupra orașului. Așa că locuitorii Hiroshimei și-au văzut în continuare de treburile zilnice, în timp ce radarul a reperat doar un număr mic de avioane situate la o altitudine mare. Guvernul japonez n-a văzut nicio amenințare. Dar la ora 8:15, ora locală, un fulger de lumină a lovit orașul. Americanii tocmai aruncaseră prima bombă atomică din lume. Instant, aproximativ 80.000 de oameni, adică 30% din populația Hiroshimei, au fost omorâți pe loc, iar peste 70% dintre clădirile orașului au fost distruse. Bomba de la Hiroshima, cunoscută și sub numele Little Boy, a fost detonată de la 600 de metri deasupra orașului. Explozia a distrus totul pe o întindere de 1,6 km în jurul ei și a declanșat incendii pe
pe o suprafață de 7 km pătrați. Peste 50% dintre victime au murit din cauza arsurilor. Dintre cei care au scăpat de explozia inițială și de incendii, aproximativ 70.000 de oameni au murit mai târziu din cauza expunerii la radiații. La câteva ore de la explozie, un nor negru s-a format deasupra orașului și a început ploaia radioactivă. Oamenii nu și-au dat seama de ce se întâmplă și au ieșit fie să bea apă, fie să-și potolească arsurile, iar câteva ore mai târziu au murit. Pe lângă faptul că a ucis și rănit atâția oameni, dezastrul de la Hiroshima s-a perpetuat de-a lungul generațiilor. Cei expuși la explozie au suferit apoi de diferite tipuri de cancer, de leucemie. Copiii născuți ulterior au venit pe lume cu tot felul de malformații. Ororile acestui eveniment sunt descrise cel mai bine în acest muzeu, unde avem posibilitatea de a vedea fotografii realizate la câteva minute, ore distanță de bombardament, de a vedea obiecte care au aparținut victimelor și de a asculta poveștile lor. Însă, cum a luat naștere prima bombă atomică din istoria omenirii? Ei bine, este rodul proiectului Manhattan, un program american ambițios creat încă din anul 1939. Tot acest demers este descris în filmul recent lansat și premiat cu premiul Oscar Oppenheimer. În urma atacului japonezilor din anul 1942 asupra flotei americane din Pearl Harbor și implicarea Americii în al doilea război mondial, alături de aliații săi, au accelerat tot acest proces. Așa că în anul 1943 au fost realizate și testate primele prototipuri. Scopul militar al folosirii acestor arme a fost crearea de șoc și teroare prin distrugere la scară largă într-o perioadă de timp foarte scurtă. Pe data de 9 august 1945, la Nagasaki a fost lansată cea de-a doua bombă, Fat Man, care conținea 6 kg de plutoniu și a explodat de la aceeași înălțime, aproximativ 600 de metri. Întrucât explozia s-a produs asupra unei văi adânci, o bună parte a orașului a rămas nedistrusă. Însă, cu toate astea, peste 45.000 de oameni au murit pe loc, iar peste 75.000 au fost răniți. În total, în urma celor două explozii, au murit sute de mii de oameni. Se spune că în Hiroshima ar fi vorba despre 140.000, în timp ce în Nagasaki peste 82.000, însă se pare că cifrele reale sunt mult mai mari de atât. Am ieșit din muzeu și ce pot să spun? A fost cutremurător de-a dreptul. Una dintre cele mai grele experiențe din viața noastră, putem spune. Da, evităm să filmăm în astfel de locuri pentru că încărcătura emoțională este așa de puternică. Nu vă imaginați ce fotografii am văzut, ce povești am ascultat. Și nu ne putem da seama ce a fost de fapt aici, în acest loc, în acele vremuri. Groaznic. Oamenii sunt cel mai mare dușman al oamenilor. Da, de fapt aici nu a fost bombardată Hiroshima, Japonia, ci oamenii ei, și fotografiile sunt de-a dreptul șocante. Nu am putut să le filmăm pe cele mai multe dintre ele. Poveștile sunt... deci pur și simplu am avut lacrimi în ochi tot timpul cât m-am plimbat. Am văzut în jurul meu oameni plângând. Pur și simplu nu te puteai stăpâni, adică nici n-ai cum să-ți imaginezi. Din câte știu, în momentul de față există mai multe tratate la nivel mondial care își doresc interzicerea și eliminarea armelor nucleare. Dacă în anul 1986 erau peste 70.000, în anul 2022 peste 12.000, țările care fac parte din acest tratat și-au propus ca până în anul 2045 să le elimine definitiv. Și sigur că nici teste nucleare nu mai există în prezent, însă toată discuția asta cu armele nucleare a revenit acum în atenția noastră odată cu războiul dintre Rusia și Ucraina. Și toată experiența de aici, de la Hiroshima, ne vorbește despre fragilitatea vieții și despre faptul că
cum spunea și Ion, oamenii sunt cei mai mari dușmani ai oamenilor și de fiecare dată în astfel de cazuri, oamenii nevinovați au de suferit. În momentul de față se spune că bombele nucleare care se află în dotarea armatelor, marilor puteri ale lumii, sunt mai puternice de 50 de ori decât bombele care au fost lansate în Hiroshima și Nagasaki. Foarte greu de digerat tot ce am văzut și tot ce am trăit. Mult spus că noi n-am trăit nimic decât niște emoții, tristețe în principal, cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat, dar e o experiență foarte, foarte grea și dureroasă. Bine, noi ne aflăm acum în Parcul Memorial al Păcii, unde se află și muzeul pe care tocmai l-am vizitat, în centrul căruia stă acest monument funerar și sunt mai multe, nu este singurul, ridicat, bineînțeles, în memoria victimelor. Nu-mi dau seama dacă, sau cred că e imposibil, de fapt, să menționez numele tuturor celor care și-au pierdut viața. Oricum, lumea aduce flori aici, lasă tot felul de omagii în memoria lor. Iar lângă se află Flacăra Păcii. Și de fapt aceasta este singura structură care a rămas în picioare. Bineînțeles, a fost conservată de-a lungul timpului, i-au fost adăugate îmbunătățiri și chiar a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. Se numește în momentul de față Genbacu Dom și este situat foarte aproape de epicentrul exploziei, cred că la câteva sute de metri. E o ruină care, de fapt, ne vorbește despre efectele acestui dezastru. Clădirea era mult mai mare, găzduia aici casa de promovare industrială a orașului Hiroshima. Reprezintă un memorial al păcii. Să nu uităm care sunt efectele unor astfel de acțiuni. Și pe cine am găsit noi aici? Un supraviețuitor. Because we had already evacuated here in the countryside. We were both exposed to very strong radiation radiation. I was very weak, but not healthy, and my mother is alive, no wrinkles, in spite of a very serious cancer, bladder cancer. She was bedridden. And all my family members, the victim or survivor. My father was a superman. He was in a schoolhouse as a teacher. Stayed there 2 days looking for a missing student. But he lived to be 93. No physical problem. Not at all. But our mental trauma. So he couldn't tell anything. This is only one chance to see this official document. Book is by the government to prove that I'm a survivor. The merit of having this is medical free. All the survivors have weak immunity to any kind of disease. It's a compensation by Japanese government. How to get this? We have to prove that we belong to one of the classes. It's unbelievable. Even now, discrimination in marriage exists among the third generation. Can you guess why? No survivors. Parents are worrying about the genetic effects. That may happen, but it may happen. My father belonged to the first class. They were directly exposed to very strong radiation. My mother belonged to the second. They were exposed to very strong residual radiation.
radish which remained on the ground. And my aunt and grandmother belong to the third. Why? They never entered here, but they touched many vegetables for treating cremating. By touching them, they inhaled the radioactive dust or soot from the survivor's cross. And I belong to the fourth class. M-a luat puțin pe nepregătite întâlnirea asta și nu știu cât s-a auzit, dar fix aici, lângă dom, se afla un domn care pe vremea exploziei era încă în uterul mamei. Cum are 78 de ani, s-a născut în ianuarie anul 1946, iar mama lui încă mai trăiește și are, atenție, 96 de ani, deși a avut cancer de 2 ori până acum. M-am întrebat, ok, dar de ce un domn? Pentru că nu face neapărat parte din arhitectura japoneză, asiatică în general, ci aduce mai degrabă cu arhitectura europeană. Ei bine, pentru că a fost proiectată de un arhitect de origine cehă. Chiar acum mi-am dat seama că noi am filmat un vlog, inclusiv la baza aviatică militară de lângă Salt Lake City, foarte aproape de deșertul de sare din Utah, de unde a decolat bombardierul B-29 Enola Gay, care a lansat aici bomba atomică. Uitasem cu desăvârșire aspectul ăsta. Și pe o străduță oarecare se află epicentrul exploziei. În acel moment, temperatura înregistrată se situa între 3000 și 4000 de grade Celsius. Acesta e și motivul pentru care Hiroshima sau Nagasaki sunt locuite astăzi, pentru că această explozie în aer a maximizat randamentul ei, provocând pagube imediate mari, însă a redus semnificativ nivelul de radiații. Acum e timpul să vedem și partea aceasta nouă, să admirăm mai degrabă puterea japonezilor de a trece peste această tragedie și a deveni în ultimele decenii una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Și am ajuns acum în fața castelului din Hiroshima. Dacă pe cele din Osaka și Kyoto nu că le-am evitat, n-am apucat să le vizităm, aici, din fericire, timpul ne permite. Aflăm că a fost construit în anul 1591 de un lord și, bineînțeles, distrus de bomba atomică din anul 1945 și reconstruit ulterior, la o scară mult mai mică. Este în evidență, oricum, prin arhitectura originală, prin lemnul folosit, acoperișurile tipice în multitudinea asta de clădiri noi, de zgârie nori. Tocmai mă pregăteam să spun că sunt dezamăgită, asta este tot, asta e tot castelul. Unde sunt altarele, templele, clădirile în general? Dar de fapt cred că asta este intrarea. Oricum, mi se pare extraordinar cum au readus la viață locul ăsta japonezii. Și stați că atracția aici principală nu este castelul, ci sunt peștii aceștia chinezești, cred. Specia koi sunt. Dar țestoasele sunt fabuloase, sunt niște puiuți mai degrabă. Ideea este că sunt amuzanți, ies la suprafață, deschid gura, probabil că vin turiști aici și le dau de mâncare. Și acum, văzându-ne pe noi, așteaptă să primească ceva. Dar ce frumoși sunt și mari! What? Peștii cerșetori, da. Japonia, Japonia, ce ne faci tu nouă? Chiar spuneam că multe panouri sunt doar în japoneză, dar nu mă așteptam la un edificiu atât de important să nu găsim nimic în engleză. Noroc de Google. Noroc de Google, da. Ne spune că acest zid a rămas poartă, în picioare. Da, e o poartă mai exact, în urma exploziei. Dar oricum, este foarte gros, ia să vedem. Oh, ia uitați-vă, nici nu știu câți metri are, că nu mă pricep la stabilirea dimensiunilor. O adevărată fortificație. Pe lângă faptul că am găsit aici un altar shintoist foarte frumos, un complex de fapt de temple, sunt și multe ruine ale fostelor clădiri din acest ansamblu, însă am ajuns la castel și se vede așa de frumos printre cireșii înfloriți.
Acum chiar mă bucur că n-am fost la celelalte două castele, că probabil aș fi stricat experiența asta. În interiorul lui se află un muzeu, iar de acolo, de sus, de la ultimul etaj, înțeleg că se vede foarte frumos Hiroshima. €2 de persoană ne-a costat biletul de intrare. Aici în muzeu avem posibilitatea de a testa o cască a unui samurai. Invers, stai că e grea. Nu stă bine aici la castel, nu? Sunt de aici. Te las aici. Adevărul e că nu prea te poți mișca. Câte kilograme are? Te ajută să mergi drept, așa mi se pare. Să ai o postură corectă. Cred că are vreo 4. Cam așa, 3-4. Foarte interesante accesoriile, detaliile. Bineînțeles, tot aici, în cadrul muzeului, ne sunt prezentate încăperile tradiționale ale acestui castel. Nu sunt panouri în limba engleză, dar pot să deduc că aceasta este bucătăria, pentru că vedem acolo o sobă, oale, ulcele și așa mai departe, și aici pot să presupun că se serveau mesele zilei, acei tabureți jucau rol de masă, iar în loc de scaune existau aceste perne. Am tentată să spun că existau telegondole atunci, în perioada Edo, dar nu. E un suport, un mijloc de transport în care erau cărați, să spunem așa, pe brațe de 4 bărbați, oamenii importanți. Interesant e că au foarte mult bambus în construcția lor și clasicul tatami. Există și o expoziție de săbii aici și avem posibilitatea de a atinge una și de a o ridica. E destul de grea, să știi, bine, nici nu am mai luat vreodată în mână o sabie ca să pot să o compar. Mânerul mi se pare foarte greu, dar îți imaginezi ce înseamnă să te și lupți, să știi să o mânuiești ca atare. Complicat! Ninja ca un samurai! Tot ce vedem în jurul nostru datează din secolele 13-19. De la etajul 4, ultimul al castelului, se vede foarte frumos orașul, altă perspectivă față de cea văzută de pe acoperișul hotelului nostru. Aici jos, bineînțeles că e o grădină japoneză, evident. Orice castel avea și grădina lui proprie, care se întindea pe hectare întregi. Frumos tare orașul, mai ales că în spate de tot vedeți un lanț muntos, e foarte verde oricum și e și un important port. Ion tocmai mi-a distrus un vis, și anume să ajung pe Miyajima Island, pentru că durează foarte mult și abia acum, uitându-ne la ceas, ne-am dat seama că nu avem nicio șansă să ajungem acolo, să ne bucurăm de o plimbare, să vedem templele, altarele și să ne întoarcem, pentru că este ora 4 după amiază. Deci dacă veniți în Hiroshima, 4 și un sfert,
nu știu, dedicați-vă o zi exclusiv acestui loc pentru că este fabulos. Eu mă gândeam și nu știu de ce aveam impresia asta că durează 10 minute plimbarea cu barca și că mergem de dimineață, vizităm toate muzeele, toate edificiile, toate rămășițele. Realizăm așa o scurtă incursiune în istoria lumii și a Japoniei și apoi mergem să ne relaxăm, să facem o plimbare, un hike, de ce nu pe insulă. Eu propun altceva. Hai să ne plimbăm cu barca pe acest canal. Nu prea sunt așa multe de făcut în Hiroshima. Ar mai fi un muzeu aici de artă contemporană și dacă te uiți pe internet sunt foarte multe baruri unde poți savura bere sau sake, de ce nu. Dar să vedem ce facem noi acum. Încă ceva, filmul Oppenheimer încă nu este disponibil în Japonia. Urmează probabil să ruleze în cinematografe, dar a fost nevoie de puțin timp și de acceptare încât să se întâmple lucrul ăsta. Dar mi-a rămas în minte o frază și un moment memorabil atunci când Oppenheimer conștientizează consecințele actului său și are loc întâlnirea cu președintele american la Casa Albă și are un moment de vulnerabilitate, iar președintele îi răspunde ceva de genul: nu fi un plângăcios, nimeni nu o să-și amintească cine a construit de fapt bomba atomică, ci cine a dat-o și eu sunt acela, așa că ștergeți lacrima și mergi mai departe. Nu pot să redau replicile 100%, dar e foarte, foarte puternic momentul acela. În general, tot filmul e foarte interesant și chiar vi-l recomand. Ne plimbăm acum pe străzile orașului și câteodată îmi vin așa în minte toate imaginile pe care le-am văzut astăzi, toate imaginile cu clădirile devastate, cu munți întregi de betoane, cu oameni plimbându-se printre ele. Cu toate astea îmi dau seama că omenirea n-a învățat nimic nici până acum. Dacă tot nu ajungem pe această insulă, am zis că e momentul să vizităm și noi și să ne plimbăm printr-o grădină japoneză. Există o adevărată cultură a acestor locuri pentru că în sine nu sunt simple grădini. Tsukeien se numește această grădină și nu e una simplă, ci a fost creată în anul 1620, bineînțeles, de lordul Asano al Hiroshimei, drept o oază pentru el. Însă imaginea asta ne arată că și acest loc paradisiac a fost afectat de explozia bombei atomice. Atât de multe culori, din nou, cred că e unul dintre cele mai bune momente din an pentru a veni aici. Nu doar că cireșii au înflorit, ci toate florile, toți copacii din jurul nostru. Chiar e deosebită. În general, grădinile în cultura japoneză, de fapt, reprezintă o metaforă a vieții. Sunt un prilej de meditație, de contemplare și de regăsire până la urmă. Fiecare grădină japoneză este construită pe baza a 6 principii. Doamne, sunt niște pești care sar aici în apă. Amuzanți! Primul dintre ele este spațiul, trebuie să fie suficient de mare încât să te poți pierde, dar în același timp și regăsi. Apoi trebuie să aibă un colț retras în care să te poți refugia și în care să stai în liniște și să petreci timp cu tine. Să asculți natura din jurul tău, să-i acorzi atenție, să meditezi până la urmă. Apoi, nu e un spațiu care recrează cu acuratețe de 100% un cadru natural, ci întotdeauna e o combinație între forța naturii și mâna omului. Trebuie să aibă și un pârâu care să curgă într-un iaz, cum este cel din fața noastră. Apoi, ele sunt concepute încât în fiecare anotimp să-ți ofere o experiență frumoasă. Și ultimul principiu este acela că orice grădină trebuie să aibă și locuri de popas, cum este cel pe care l-a găsit Ion, sau, mă rog, cel în care se află cuplul din partea stângă. Bine, sunt multe tipuri de grădini în funcție de importanță, de dimensiuni și așa mai departe, însă în mare ele respectă același principiu. Cred că abia acum am găsit adevăratul loc de popas. Acest foișor, situat chiar pe malul lacului, unde trebuie să ne lăsăm papucii la intrare, să ne descălțăm. Superbă imaginea asta, mai ales că suntem în
centrul orașului, adică în mijlocul unui oraș locuit de 1,2 milioane de oameni și o liniște deplină, se aude doar sunetul apei, nu se aud mașinile, nu se aude aglomerația zonei, absolut nimic. Și sunt și țestoase aici, foarte mici, cum este cea de acolo, nu știu dacă vedeți, e un puiuț. Vai, sigur, multe lăcuste, este mediul prielnic să trăiască. După toată vizita la dom, la muzeu, în incursiunea asta, în tot ce a însemnat bomba atomică, este absolut perfect să vii aici, să te reculegi puțin. Regato, nici o vizită în Hiroshima fără a testa sake, adică această băutură din orez, pentru că ei sunt pe locul 3 în Japonia în ceea ce privește producția acestei băuturi și în același timp sunt mari producători de bere. Am luat aici două tipuri pe care o să le împărțim între noi, că nu beau eu atât de mult sake, dar am venit aici într-un restaurant pe numărul 1 pe Hiroshima pentru a mânca okonomiyaki. Se numește această mâncare specială care se gătește undeva aici în partea dreaptă și ce e fain în Japonia, în general în multe restaurante, e că poți asista la modul în care se prepară mâncarea. Adică ai varianta asta de a sta la masă sau de a sta la bar, doar că depinde și de disponibilitate, bineînțeles. De fapt, e o clătită umplută cu varză, tăieței, ou, vedeți, și carne, fie de porc, de pui, de vită sau fructe de mare. Din acela luat se face clătita, destul de subțire, din câte am văzut. Sunt lăsate câteva minute pe plita asta încinsă. Eu sunt curioasă cum arată rezultatul final. Vedeți că tăieței sunt prăjiți puțin înainte. În orice restaurant intri în Japonia, te salută tot stafful, casier, ospătari, bucătari, toată lumea te salută, bineînțeles, în limba japoneză și în momentul în care pleci, la fel, se întâmplă același lucru. Până ne vine și nouă mâncarea, hai să testăm acest sake. Ne-am luat câte o sticlă de 180 de grame. Eu am ales varianta sparkling, adică cu bule. Șampanie. Un fel de șampanie din orez. Ion o să încerce varianta aceasta simplă. Foarte drăguț arată restaurantul. Am venit aici, apropo, la recomandarea voastră. Ne-ați scris pe Instagram că se mănâncă cel mai bun okonomiyaki. Nu știu cum se numește, am și uitat. Al meu chiar are o culoare demnă de orez. Noroc. Iar al tău arată precum vinul alb sau precum pălinca. Miroase bine. E destul de tare. Bine, am mai băut o singură dată sake fierbinte și nu recomand să beți fierbinte pe croazieră, dar în Australia. Rece e mult mai fresh, îl simți altfel, dar fierbinte te ia.
Da, ăsta e chiar bun, digerabil. Hai să-l încerc și pe al lui Ion. Ion ăsta e diferit. Wow, nu-mi place al tău, e... Suică. Nu, al meu e foarte light, deci fetelor, pentru voi e varianta asta cu bule. Pita asta e fierbinte. Da, pita e fierbinte. Era cât pe ce s-o ating. Arigato! Thank you. Thank you! Am înțeles de ce plita e fierbinte, pentru că trebuie să mențină mâncarea fierbinte. Și acum haideți să vedem cum e. Așa arată varianta finală, cu puțină ceapă verde deasupra, iar Ion are un nou crud. Prea tare! Bine, având în vedere că plita e fierbinte, poți să gătești. Sper că așa se mănâncă și că nu trebuie să facem noi ceva special. Știi ce mi-am dat seama acum? Că atunci când intri în restaurantele japoneze, te simți superstar, adică ca și cum, wow, a venit Andreea în restaurant, wow, a venit Ion, știi, adică la modul ăsta. Dar fac lucrul ăsta pentru oricine, că e turist, că e de-a lor, că îl știu de zeci de ani, forma de salut este aceeași de întâmpinare. Eu mi-am luat varianta... special se numește, cu brânză și cred că are și puțină șuncă de porc și are și fructe de mare, adică e așa o combinație oarecum ciudată, japoneză. Am așa clătită, tăieței, amestecați cu varză și carne și deasupra ou. Da, e o combinație interesantă, banală, așa, nimic deosebit, adică se simte foarte mult gustul tăiețeilor și al cepei verzi. Are și puțin din sosurile lor dulce, acrișoare. Oricum, interesantă mâncarea. Îmi place că în fiecare zi aici, în Japonia, mănânc cu totul și cu totul altceva. Cred că doar sushi am mâncat de două ori și doar ramen am mâncat de două ori. În schimb, în fiecare zi am încercat ceva nou. $36 ne-a costat tot acest dezmăț culinar, însemnând două sake, două sticle de sake. Uitați-vă, deci a mea este plină. Eu nici măcar un pahar n-am băut. Și a lui Ion, da, m-a mai rămas puțin. A fost o omletă cu tăieței, cu multe fructe de mare și cu puțină șuncă. Chiar mi-a plăcut. Dacă mai pui și sosuri de soia sau un sos picant, mă rog, maioneză n-am folosit, dar schimbă gustul total și mi-a plăcut. Asta de fapt este pizza japoneză, ce aveau în frigider, au pus pe plită și au zis hai să facem o mâncare. Ce mâncăm azi? Găsim o soluție. În cei $60 pe care îi plătim aici pe noapte, avem incluse și câteva băuturi la barul situat la ultimul etaj, unde am făcut și intro, și mi-am luat un daiquiri, un orange daiquiri, arată foarte bine. Iar eu mi-am luat o bere. Hiroshima la 78 de ani distanță este alta cu totul, e un oraș foarte vibrant, foarte animat, mai frumos. Ales acum pe timpul nopții, frumos, da, și viu, adică sigur că traumele trecutului, urmele trecutului se văd și este firesc pentru că fac parte din istorie până la urmă. Din punctul meu de vedere, e de neratat atunci când vii în Japonia. Hiroshima trebuie pusă pe listă pentru că e o filă de istorie. Cu toate că a fost un vlog altfel, sperăm că v-a plăcut. Mâine plecăm într-o nouă destinație așteptată de noi, dar și de voi. Nu uitați că vin vloguri fabuloase de aici, din Japonia. Mai avem multe de descoperit. Cred că suntem abia în prima jumătate, n-am trecut de jumătate, mai avem multe locuri de vizitat. Și nu uitați, like, subscribe, un share dacă se poate, ne ajută foarte mult. Și sunt gratis toate, vă pupăm din Hiroshima. Vă pupăm de departe.